Ce mi-a plăcut. Dacă o să vă zic cine sunt, nu o să mă credeți. Dar să știți că eu exist în fiecare dintre voi. Am zis să ai voce de femeie și după aia am zis să o fi vreun actor care are un text, să o fi prompterul, face sincron. Bă, dar înseamnă că e un actor bun. Știți cine sunt eu? Eu sunt jumătatea feminină din Tudor Chirilă. Știți că fiecare dintre noi, ăștia așa, când venim maci așa, știți, și pe brand și pe asta, și o dăm pe masculinitate, voi nu știți că în fiecare dintre bărbați ăștia mișto, e o jumătate feminină, care îl face mai sensibil, mai mișto, mai artist. E, despre femeia aia din noi nu vorbește nimeni. Am avut ocazia să văd femeia din tine. Din mine? Când plângeai. Și azi am vrut să mă vedeți așa, cum sunt eu, Tudor Chirilă, în jumătatea lui perfectă. Sigur, la Bordea nu e cază, pentru că el nu are nici măcar jumătatea masculină. Adică, Bordea nu e de râs. Că aici nu e rost, aici e doar o constatare. Adică... Ah, nu pot să crezi. Mi-a zis Delia, e Vaida. Am dat. Vaida, tac, pac, pac. Tonul semana. El râde greu, dar și când râde. De... Știi, mă îngrijorează că e singurul care râde. Am râs în hohote pentru că nu am recunoscut-o pe doamna Vaida, pentru că eu aveam o altă imagine în cap, care nu prea se potrivea cu ce era pe scenă. Bine, nu-i prima oară. A fost foarte amuzant momentul Mirelei Vaida, pentru că nu prea a recunoscut-o nimeni, ceea ce probabil că v-ați dorit să fie de nerecunoscut. Ca să mă prezint, sunt Paula Chirilă. Era o glumă. Paula, era o glumă. În general, Paula Chirilă, pe unde mă vede și unde văd pe ea, mi se pare că suntem două glume uitându-ne una la alta. Dar vreau să vă zic. Băi, deci în orice corp, știi că noi mai avem așa niște trăiri din astea intense, că asta e frumos la jumătatea masculină și feminină din noi. Știi că ei ne dau lupte, ne dau nouă angoase, stări, ne dau filozofii din astea, știi, ne fac artiști, poeți, ne înțelegi. Știți, bărbatul crede mereu că el se enervează, da? Că poate să plece, că poate să facă ce vrea, gata, ți-o aruncă pe aia, băi, ia știi ce, eu plec la mare, ia, fă tu ce vrei, eu mi-au prietenii și te descurci. Ok. Și femeia rămâne acasă și plânge, da? Bun, așa zice ea că plânge. E adevărat, ea plânge, dar o plânge în timp ce o face cu altul și o le-ai spune că plânge de fericire. Și până la urmă, noi nu suntem obligate și nici nu știm și nici nu vrem să înșelăm. Pur și simplu, suntem nevoite. Și acum văd mult mai bine de aici, din interiorul meu, ce se întâmplă în bătălia asta. Uite, pentru că noi cu toții știm că voi în telefon aveți un costel mecanic, da? Și noi în telefon avem o Marinela pedicură, de exemplu. Acum să nu ne luați de proaste, că știm cu toții cine e costel mecanic și cine e Marinela pedicură. Dincolo de toate, eu mi-am dat seama așa, să lăsăm bărbatul să facă ce-i pentru bărbat, femeia să facă ce-i pentru femeie. Pentru că până la urmă noi nu avem nevoie de imnuri din astea demonstrative, perfect, fără tine te-am înșelat, am vrut să văd cum e să fiu bărbat. Nu avem mă nevoie, fiți voi ce știți să fiți, suntem noi ce știm să fim și până la urmă eu mi-am găsit fraierul perfect. L-am găsit, e în fața mea și eu de aici nu mai plec. E perfect! Amin!